Frați și surori, în ziua de astăzi o să citim un text din Matei, capitolul 7, de la versetul 21 până la 29. O să ne uităm în textul acesta. Este vorba de casa zidită pe stâncă. Aici Domnul Iisus spune așa: nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi dragi în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. De aceea pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, a venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Amin. În textul acesta, Domnul Iisus vorbește despre faptul că în zilele din urmă, oamenii se vor diferenția și oamenii se vor diferenția nu doar prin încercările prin care vor trece, ci prin felul cum vor reacționa față de aceste încercări. Și Domnul Iisus spune prima dată că nu oricine zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Cu alte cuvinte, ceea ce spune Domnul Iisus aici este că nu este de ajuns doar declarația de credință, ci este nevoie de faptă, este nevoie de trăirea credinței. Nu oricine zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția celor. Astăzi, când omenirea întreagă se îngrijorează și trece prin necaz, unii oameni care ziceau Doamne, Doamne, astăzi nu mai sunt așa de bine, așa de tari, așa de siguri. Ce se întâmplă? Domnul Iisus, mai înainte să plecăm noi din lumea aceasta, ne face conștienți că nu-i suficient să zici Doamne, Doamne, ca să ajungi în împărăția celor. Iată cum necazul de față dă pe față acest adevăr. Adică dovedește acest lucru. Pentru ca să intrăm în împărăția lui Dumnezeu, este nevoie să facem voia Tatălui care este în ceruri. Și asta înseamnă schimbare reală, naștere din nou. Ca să putem să intrăm în împărăția lui Dumnezeu, este nevoie de o schimbare reală. Este nevoie de naștere din nou. Este nevoie de sfințenie, de ascultare de Dumnezeu. Atunci când oamenii ajung să asculte de Dumnezeu și să facă voia Lui, aproape nimic mai contează. Nimic mai contează. Dacă vine o încercare, cine e mare ca Dumnezeu? Dumnezeu este partea Lui de moștenire. De ce să mă tem? Eu nu vreau nimic din lumea aceasta. Și dacă ar fi să pierd lumea aceasta, n-am pierdut nimic, pentru că l-am pe Dumnezeu. Oamenii care vor moșteni împărăția lui Dumnezeu sunt oamenii care nu doar declară credința în Dumnezeu, ci sunt oamenii care îl urmează pe Dumnezeu, care îl ascultă pe Dumnezeu, care ascultă de chemarea lui Dumnezeu. A face voia Tatălui meu care este în ceruri, cum spunea Domnul Iisus, înseamnă a asculta de Dumnezeu, de chemarea Lui. Nu doar să zici și eu sunt creștin, și eu sunt credincios, și eu cred în Dumnezeu, ci înseamnă să asculți de chemarea lui Dumnezeu. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Cei ce moștenesc împărăția lui Dumnezeu sunt cei ce ascultă de această chemare a lui Dumnezeu. Nu e suficient doar să zici și eu cred în Dumnezeu și eu sunt creștin și eu sunt copil al Lui, ci tu trebuie să asculți de chemarea lui Dumnezeu,
Să faci voia lui Dumnezeu. Nu voia ta, nu voia oamenilor, nu voia lumii, ci să mergi după chemarea lui Dumnezeu. Trebuie să asculți de oamenii lui Dumnezeu. Este foarte interesant cum Dumnezeu ne arată în Scriptură că ascultarea de Dumnezeu implică și ascultarea de oamenilor lui Dumnezeu. Pentru că astăzi mulți zic, eu ascult de Dumnezeu? Ba, am întâlnit pe cineva la un moment dat în armată care spunea, eu ascult numai de Dumnezeu, în rest de nimeni altcineva. A, era un soi de rebeliune acolo, știți? Atunci când cineva ascultă de Dumnezeu, el ascultă și de oamenii lui Dumnezeu. Care sunt oamenii lui Dumnezeu? David spune așa, la un moment dat când Saul îl prigonea pe David, Saul căzuse în mâinile lui David și David putea să pună mâna să-l omoare pe Saul. Și când unul din slujitorii lui i-a zis, împărate, lasă-mă să îl omor cu o suliță, cu o singură lovitură. Și el a zis, mă vrească Dumnezeu să mă ating de unsul Domnului. David asculta de Dumnezeu și ca dovadă că asculta de Dumnezeu, se temea de unsul Domnului. Cine era unsul Domnului acolo? Era statul, împăratul. Împăratul lui era Saul. Și Saul pentru el reprezenta o autoritate. Reprezenta un uns al lui Dumnezeu. Cunoști că asculți de Dumnezeu dacă stai sub autoritățile pe care Dumnezeu le-a lăsat în viața ta. Și una din aceste autorități este chiar statul. Da. În limita voiei lui Dumnezeu, noi trebuie să ascultăm de autoritățile noastre omenești, pământești. Dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Oamenii care se răzvrătesc împotriva statului, împotriva oricărei formă de autorități, pretinzând că îi ascultă doar de Dumnezeu, ei de fapt înșală pe alții și se înșală și pe ei înșiși. Ascultat de Dumnezeu înseamnă să asculți de autoritățile lui Dumnezeu și statul este unul din aceste autorități. Astăzi suntem și noi sub această autoritate, observați, sub care trebuie să ne supunem. Nu observați o coeziune mondială a tuturor autorităților spirituale în ceea ce privește statul. Și de ce? Pentru că vine de la Dumnezeu. Este scris în Scriptură despre ea. De aceea, oamenii care spun că sunt al lui Dumnezeu trebuie să dovedească asta și să arate asta prin ascultarea față de autoritățile pe care Dumnezeu le-a pus. În cele 10 porunci Dumnezeu vorbește despre autoritatea părinților. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să ai zile multe și să fii fericit. Dacă cineva zice, eu iubesc pe Dumnezeu, dar el vorbește de rău pe tata. Că ce i-a făcut tata, că cum s-a purtat cu mama, că a bătut-o, că a băut și așa mai departe. Am auzit mai multe ori astfel de fii. N-am văzut un viitor bun în viața lor. Știu că tata a greșit, poate. E adevărat, eu nu cred că minte. E adevărat. Dar atitudinea și nerezolvarea acestui lucru în inima lui, chiar dacă tata zice, nu s-a întors la Domnul, nu s-a pocăit, nu poate să-i dea binecuvântarea Dumnezeului. Și de aceea, noi trebuie să ne gândim că un om care vrea să moștenească împărăția lui Dumnezeu, el trebuie să facă voia lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu și să asculți de autoritatea ta care este familia, tatăl, da? Tatăl, mama ta, cinstești părinții. Și de asemenea, o altă autoritate este preotul din viața ta. În Deuteronom 17, cu versetul 12, Moise spune acolo un lucru foarte tare la un moment dat, lui Israel. Omul care din mândrie nu va asculta de preotul pus acolo ca să slujească Domnului Dumnezeului tău, sau care nu va asculta de judecător, omul acela să fie pedepsit cu moartea, să scoți astfel răul din mijlocul lui Israel. Iată care era cuvântul lui Dumnezeu cu privire la autoritatea preoțească. Sau judecătorii, cum erau în vremea aceea. Un om care moștenește părăția lui Dumnezeu este omul care face voia lui Dumnezeu. Și care este voia lui Dumnezeu? Să asculți de autorități. Un om care ascultă de Dumnezeu este omul care își multiplică talentul, își pune talentul în aplicare. Dumnezeu spune că a dat fiecare dintre noi cât un dar. Și a zis, puneți talentul în negoț. Slujește-mă cu darul pe care ți l-am dat. De aceea, fraților, cei ce moștenesc împărăția lui Dumnezeu sunt cei ce îl slujesc pe Dumnezeu și la bine și la rău. Iată, acum este un moment în care slujitorul lui Dumnezeu începe să se vadă.
Pentru că slujitorul al lui Dumnezeu îl slujește în orice vreme. Pavel predica din temniță. Pavel vestea Evanghelia cu mâinile și cu picioarele în butuci. Da? Cânta, lăuda pe Dumnezeu, a vestit Evanghelia temnicerului. Și ceea ce vreau să spun este că un om care moștenește împărățirea lui Dumnezeu este un om care slujește pe Dumnezeu și folosește talent. Aduce roadă pentru împărăția lui. Oamenii care zic, nu știu care e darul meu, sau eu aș sluji, dar nu mă lasă fratele cu tare. În Biblie nu spune despre așa ceva. Spune că tu ai un dar de la Dumnezeu și că trebuie să slujești pe Dumnezeu. Restul argumentelor sunt evazive, nu sunt reale, nu sunt plauzibile. Slujește-L pe Dumnezeu. Fă-o necondiționat. A, că tu pui condiții, eu slujesc numai dacă mi se face. Tu nu slujești pe Dumnezeu. Tu vrei să te folosești de adunare, de darurile, așa numite daruri spirituale, ca să-ți faci niște mendre, ca să faci anumite lucruri. Fraților, oamenii care vă moșteni împărăția lui Dumnezeu sunt oamenii care fac voia Tatălui din ceruri. Nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu, care este ceruri. Nu trebuie doar declarații, ci este nevoie de fapt. Nu e suficient doar declarații că sunt credincios, ci este nevoie de fapt. Dar acum Domnul Iisus merge puțin mai departe și ne arată că nu este suficient să avem doar fapte, ci este nevoie de o motivație corectă. Spune în versetul 23 așa, atunci le voi spune curat. 22, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Ce vedem aici? Oamenii aceștia slujeau. Dacă prima dată zicea că unii nu slujesc și că trebuie să ai fapte ca să ajungi în împărăția lui Dumnezeu, acum Domnul Iisus vine și vorbește despre fapte pe care nu sunt bune înaintea Lui. Și care sunt faptele acestea? Spune, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le va spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Acum, care e neregula? Că a scoate draci și Domnul Iisus a scos draci. A face minuni și Domnul Iisus a făcut minuni. Care este neregula? Răspunsul este în versetul 23. Lucrați fără de lege. Ultimul cuvânt. Da? Ultimele două cuvinte. Voi toți care lucrați fără de lege. Slujești pe Dumnezeu, dar lucrezi și fără de lege. Nu merge. O slujire a lui Dumnezeu, a face voia lui Dumnezeu împreună cu fără de lege, iar nu-i bun. E important să faci fără, e important să asculți de autorități, e important să-ți administrezi darurile tale spirituale, dar nu împreună cu fără de lege. Nu în firea pământească, nu așa când vrei tu și cum vrei tu, cu nervi, cu supărare, cu certuri, cu lucruri de genul acesta. Motivația corectă pentru care noi trebuie să slujim pe Dumnezeu este Hristos. Eu dacă fac lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să o fac cu gândul la Iisus. Pentru Iisus fac treaba aceasta. Pentru Dumnezeu fac lucrul acesta. Nu o fac pentru mine, pentru plăcerea mea personală. Bineînțeles că este o mare satisfacție interioară să slujești pe Dumnezeu și Dumnezeu prin Duhul Sfânt îți dă o binecuvântare interioară extraordinară că faci lucrarea lui Dumnezeu. Însă, adevărata mea motivație în lucrare trebuie să fie Domnul Iisus. Eu fac lucrarea, eu merg pe calea aceasta, datorită Domnului Iisus, pentru că Domnul a spus. Pentru că El m-a chemat, pentru că El a poruncit lucrurile acestea. Și Dumnezeu, Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus este Dumnezeu și trebuie să fac ce mi-a zis El. Dacă nu ai motivația aceasta, tu nu te califici înaintea lui Dumnezeu. Iisus îți zice, nu te cunosc. Pentru că tu n-ai făcut-o pentru mine, tu ai făcut-o pentru tine. Sunt unii care au făcut-o pentru plăcerea lor. Alții care fac lucrarea lui Dumnezeu pentru slava deșartă. Pentru slava deșartă. Din mândrie. Ei fac minuni. Ei scot dragi. Ei fac lucruri spectaculoase. Pentru slava deșartă. Fraților, sunt mulți astăzi care slujesc pe Dumnezeu. Spun că slujesc pe Dumnezeu. Dar ei, de fapt, slujesc mândriilor personale. Ei fac o carieră.
Și au găsit-o pe asta spirituală. Că uneori mai ieftină, uneori mai ușoară, uneori mai fără reguli, așa. Și ceea ce trebuie să înțelegem este că motivația este foarte importantă. De ce faci ceea ce faci? O faci pentru Dumnezeu? Pentru că te-a chemat Dumnezeu? Sau o faci din alte motive? Pentru plăcerea ta personală? Pentru slava de șartă? Sau altceva mai fac din competiție? Din invidie? De-aia a făcut el, eu o să mă las mai slab. Și unii, uite așa, ei au stat în bancă totdeauna până a ieșit sora să cânte. Când a ieșit sora să cânte, nu e bine, stai că... Și intră și el și spune și face. Tot e o competiție. De ce se ridice ea? De ce să nu stea și el jos? Fraților, noi trebuie să facem lucrarea lui Dumnezeu nu din competiție. Și nici să nu ne lăsăm prinși de spiritul acesta. Și să facem lucrarea lui Dumnezeu datorită Domnului Iisus. Din dragoste pentru Domnul Iisus. Din ascultare pentru Domnul Iisus. Domnul Iisus ne mai spune un ultim lucru în textul acesta, așa nume că nu este suficient să avem o motivație care să îl pună pe Iisus în centru. Adică eu vin după Iisus, eu merg după Domnul Iisus și atât. Ci este important să ai și o cunoaștere a lui Iisus adevărat. În Ioan 17:3 spune așa: și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Viața veșnică este să-L cunoști pe Dumnezeu. Nu doar motivația contează, adică Iisus, tu vii după Iisus, nu doar asta e important, ci este importantă și cunoașterea Domnului Iisus. De ce? Și aici Domnul Iisus vorbește despre o casă peste care a venit furtuna. Și peste una și peste alta, sunt două case. O casă e pe nisip și o casă e pe stâncă. Peste amândouă a venit furtuna. Cea care a stat pe nisip, furtuna a distrus, a dărmat. Fraților, vor veni încercările. Astăzi sunt în mijlocul unei mari încercări. Lumea întreagă este îngrijorată, este panicată, mor oamenii, oamenii sunt foarte mulți, se îmbolnăvesc, serviciile cad jos la pământ, economia se blochează. O mare încercare a cuprins întreaga planetă și țara noastră. București și pe noi. Suntem acasă. Acum. Când vine această încercare, îți pui întrebarea, de unde știi că drumul pe care mergi tu e bun? Că ce ai făcut tu până acum este în regulă și n-ai de ce să te temi de acest necaz. De unde știi treaba asta? Că unii acum încep să se îndoiască, unii acum încep să se clatine, să intre în panică, să se sperie, vai, ce o să întâmple, ce o să fie? E normal până la un punct să-ți pui întrebările acestea, pentru că ești om. Dar eu îmi iau odihna, încrederea, siguranța din cuvântul lui Dumnezeu. De unde știu că sunt bine? De unde știu că sunt pe calea cea bună și că eu nu am de ce să mă tem și că eu n-am făcut nimic greșit până acum? Și că, nu că sunt fără păcat, dar că sunt pe calea cea bună. De unde știu asta? Din cuvântul lui Dumnezeu. Când citesc Biblia și știu că Domnul Iisus a zis, veniți la mine toți cei trudiți și povărați și eu voi da odihnă. De ce sunt eu pe calea Domnului? Pentru că Domnul m-a chemat. Este scris în cuvânt. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. De aceea m-a botezat. De aceea devin un copil al lui Dumnezeu. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. De aceea mi-a dat în lucrare. Am început să slujesc pe Dumnezeu. Nu este nimic în neregulă viața mea. Sunt pe calea cea dreaptă. De unde știu? Când vine acum necazul, când mi se pune moartea în fața ochilor, sau sfârșitul a tuturor activităților mele, de unde știu dacă am făcut bine ce am făcut? Este scris. Învățați-vă să nu treceți peste ce este scris, spune Apostolul Pavel. Din cuvânt ne vom justifica activitățile. Dacă ceea ce fac eu nu este bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, și bazat pe orgoliul meu, pe ambițiile mele, pe planurile mele ascunse, acum totul se va înrui. Acum mă va lua panica. Acum mă voi teme, îmi va fi frică și de Dumnezeu, și de viitor, și nu voi ști ce să fac. Dar dacă tot ce am făcut a avut temeiul în cuvântul lui Dumnezeu, atunci eu am o siguranță. Eu am făcut ce trebuie. Pavel zice, la sfârșit, când era și la temniță și urma să fie omorât, el spune, mi-a sfârșit alergarea, mă așteaptă cununa vieții. Nu-mi doresc decât să sfârșesc cu bucurie alergarea. Am făcut ce trebuia. De unde știm noi că am făcut ce trebuia? Din cuvânt.
citind Biblia și văzând că ceea ce este scris, aceea... Și acum, trăirea acelui cuvânt îmi dă mie siguranță și liniște sufletească. Trăirea, Dom'le, dacă spune Dumnezeu, cine vine la mine are viață veșnică și eu am venit la el, atunci am viață veșnică, adică atunci sunt fericit. Că să știi cuvântul, dar să nu îl împlinești, iară nu-i bine. Că știi că zice Domnul Iisus să te pocăiești, dar tu n-ai făcut-o. E o problemă acum. Acum e o problemă? Acum îți dai seama că, Doamne, nici acum n-am făcut. Uite, vine încercarea. Și eu sunt nepregătit. Eu n-am ascultat. Dintr-un motiv sau altul. N-am avut timp, n-am vrut să ascult. Am avut ceva nerezolvat în sufletul meu. Din trăirea acestui cuvânt vine mie siguranță și pace. Dacă eu am ascultat de cuvânt, dacă Dumnezeu zice, du-te și fă ucenici, du-te și slujește, și eu am făcut treaba aceasta, atunci am pace, atunci am liniște. Sunt încrezător în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. De ce? Am ascultat. Și Pavel, am păzit credința. Da? Adică el a făcut ceea ce i s-a spus să facă. Și mai mult, cuvântul lui Dumnezeu este cel care mă liniștește. De ce? Pentru că în Biblie spune, în lume veți trece prin multe necazuri. Cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Biblia ne spune că lumea aceasta va fi încercată. Biblia spune că Dumnezeu va aduce cutremure, războaie, ciume. Și dacă Biblia spune lucrul acesta, eu, chiar dacă mi-e greu acum, eu nu sunt luat prin surprindere, e scris, eu știam. E adevărat că e diferență să știi și să trăiești, dar lucrul acesta mă liniștește, pentru că Dumnezeu mi-a spus mai dinainte ce are să se întâmple. În concluzie, fraților, ce trebuie să facem în situațiile acestea, în momentul acesta? Trebuie să stăm în cuvântul lui Dumnezeu. Stați în cuvânt. Nu vă temeți de nimic. Dumnezeu ne-a spus că vor începe necazuri și dureri în lumea aceasta. Nu vă temeți, stați în cuvânt. Ce a zis Dumnezeu, aia va face. Dar Dumnezeu ne-a zis și că El ne va păzi din cercarea care va veni peste lumea întreagă. Ai încredere în Dumnezeu. El te va păzi. Prietenii lui Daniel, Shadrach, Meshach și Abednego, spuneau așa, că Dumnezeu poate să-i scoată din cuptorul în care împăratul îi amenința că îi va arunca, dacă nu se închină înaintea lui. Și ea este așa, Dumnezeu poate să ne scoată din cuptorul acela. Dar chiar dacă nu va face, noi tot nu ne vom închina înainte chipului tău. Fraților, Dumnezeu ne poate scoate din încercarea aceasta. Pe fiecare dintre noi. Dumnezeu poate să facă din Sfinții Lui un gosem, un ținut sfânt și nici nu ne casă în sabat. Ieri dimineață am aflat că a plecat la Domnul un frate păstor din Arad. Dumnezeu îngăduie să întâmple treaba asta. Dar chiar dacă îngăduie, noi tot nu ne vom teme. Pentru că pe noi ne așteaptă răsplătiri veșnici, eterne, incomparabile cu ceea ce avem aici sau ceea ce facem aici. Oricum trebuie să ajungem acolo. Noi știm în cine ne-am încrezut. Noi știm ce urmează. Dumnezeu ne-a spus totul. Viața aceasta nu e final, e o trecere. De aceea, fraților, cunoașterea pe care ne-o aduce Dumnezeu prin cuvântul Său ne oferă mult mai mult decât ne oferă viața aceasta. De aceea noi nu ne temem de niciun rău. Noi nu ne temem de niciun necas. Și chiar dacă va fi să plătim sau să suferim mai mult, noi suntem gata. Pentru că Dumnezeu ne oferă ceva mai mult. Ne oferă ceva mai înalt. Ceva mai măreț. Fraților, să avem casa zidită pe stâncă. Stânca este Hristos. Dacă noi zidim pe nisip, pe firea pământească, pe lume, pe păcat, acum se vor clătina aceștia. Dar dacă noi zidim pe cuvânt, pe Hristos, necazul acesta nu ne va clătina. Boala aceasta și ce clatină? Lumea, firea o clatină și mai clatină și pe cel rău. Dar nu clatină pe Iisus, nu clatină cuvântul, nu clatină veșnicia, nu clatină pe sfinții. De aceea, fraților, să avem încrederea aceasta în Dumnezeu, să rămânem în cuvânt și Dumnezeu să vă binecuvinteze.